Zi-mă, Celetanu, de ce am venit? M-ai pus să iau și vodka asta. Am un plan. Nu, că nu beau, nu beau. Tu să vezi. Fian, decât ca să fim noi doi dușmani, nu mai bine mă fac frate cu tine până trec punte? Adică? Adică, haide să ne unim forțele împotriva lui Vasile, că mie nu-mi convine că el să fie tutore. Păi da, dar și după aia cine o să fie? Eu sau tu? Că și eu vreau. Vedem noi. Dar haide mai întâi să facem primul pas, să nu fie Vasile. Bă, Cinetano, eu nu fac echipă cu tine, mă. De ce? Că ai vorbit urât de mine, de-aia. Mi-ai zis că în afară de să trec strada și culorile de la semafor nu știu nimic. Adică cum ar veni sunt prost, nu? Iartă-mă, dar eu cu oameni de ăștia n-am ce să vorbesc. Nu-i așa? Scuză-mă. Robi, scuză-mă, nicio scuză. Am greșit. Iartă-mă. Deci nu ești... Nu ești prost. Ești cu totul și cu totul altfel. Cum? Înalt. Mersi. Bă, tu iar mă-i la mișto, mă? Bă, te iau la mișto ca să rămâi mișto. Ce dracu, nu ne și să nu mi-aduc aminte acum că și tu ai zis de mine că nu pot să bagi cu ciocanul și cu ei că îmi dau un deget. Păi și ce, nu e așa? Ce vorbești, bă? Vreau să aduc acum un ciocan și niște cuie să ne luăm la întrecere să vedem care-i pe care. Tu ai uitat cu cine vorbești? Ia hai, mă, și țărâi că sunt mai bun. Mă, sigur? 100 în 1000. Da? Bine. Hai, mă! Din păcate, n-am găsit ce trebuia. Adică, nici scuză, ăsta nu se ciocan de bătucuie. Mai mult de îndreptat tabla. Păi e vreo diferență? Nu e tot ciocan? Au cum mă fac să râi, ce dracu? Este ca diferența între fluierul tău de polițist care l-ai și fluierul de cioban la oi. Adică e același lucru, dar nu e același lucru. Păi zice, ți-ar plăcea să stai prin intersecție și să fluier la fluier de cioban de oi? Păi eu nu știu să fluier la fluier de la de cioban. Păi, vezi, deci asta e. Stop! Ia da, dracu, mă, cine am apucat noi aici de astea? Și ce mi-am dat seama acum, Rovi? Și ce ești tu? Erou de baladă modernă. De ce? Vă explic de ce. Pentru că cum era odată ciobanul de Miorița, care flurera în ăla și toate oile se uita la el și asculta de el, așa și tu, în intersecție, toate mașinile se uită la tine și ascultă de tine. Nu m-am gândit la asta. Te vezi? M-am gândit eu. Ciobanul de ieri, polițistul de azi. Băi, Cirentanu, hai mă, facem concursul ăsta. Zi, unde bat? Bate-n gard. Iau, alege o lucă care să mișcă mai mult, așa, ca măcar ca să o fixez, ca să îi faci ceva. Dacă ții neapărat, ții? Da. Hai. Păi acolo. Acolo amește o lușă care nu iese bine. Hai, Cirentanu! Hai, mă. Acolo, acolo, ăla. Acolo, că l-ai. Haide. Fii atent. Îl bag din prima. Da? Da, mă, fă cum vrei tu și dacă ești bun, dacă țese, te iau cu mine la lucrări, vrănicule. Cuiul e cam ruginit. Cuiul e ruginit, nici ciocanul nu e nou, știu. Ei, văd că nu e nou. Parcă nici nu stă bine aici. Bă, acum, dacă nu mai vrei să facem, nu mai vrei să facem, te predai și gata. Ce vorbești, mă? Îl bag din prima. Fii atent. Da. 1, 2...
Celentano? Te doare? Ha? Deci, pe cuvântul meu de onoare, dacă am vrut... Deci, crede-mă că n-am vrut. Eu am vrut să bag cuiul ăla, mă. Și ciocanul ăla, eu ți-am zis că nu stă bine. Ha, mă, Celentano. Zi-mă ceva. Nem tu, domn Roman, nu. Aoleu. Bă, bă, bă. Bă, că-ți face bine. Oh, domnule Hălăbule, să le n-au de-aida, casa de-anaide, o sărănaia. Celentano, de ce vorbești cu brăsca, mă? Om, de la laușele alea mă n-a fășit de-aide. Eu nu înțeleg ce zici. Sunt eu, Robi. Robi? Eu, Robi. Nu, nu broasca e Robi. Broasca e Nonica. Eu sunt Robi. Nonica. Nu, eu sunt Robi, polițistul. Tu ești Celentano și ea e Nonica. Celentano? Da, mă. Ce faceți mai aici? Lăsă-mă, vrei că-s terminat. Nu mă mai înțeleg cu Celentano. Celentano? Păi parcă eu m-am înțeles vreodată cu el. Nu, brei, a suferit un accident și nu mai știe să vorbească românește. Ăsta, mă? Celentano. Ăsta, singura limbă care o știe e băutura. Alta, nu știe. Ăsta mi-a făcut așa că leacă-tăc, rămbă-tăc. Ce zice, mă? Păi ce ți-am zis, bre? A suferit un accident, s-a lovit la cap. Cum s-a lovit? Ce mai contează acum cum s-a lovit? Și vrei să ți-l fac bine? Păi eu aș vrea că vorbește cu broască și nici nu înțeleg ce zice. Ia dă sticla încă. Sticla? Băi, stai aici! Ce-am făcut aici? Să rătați la cap! Băi, arunci vodka așa! Na, domn șef, că ți l-am făcut bine! Of, prostul! Băi, Celentano, tu m-ai păcălit? Celentano? Hai, lasă, nu mai ține vrăjelă. Vezi că nu m-am prins din prima. Bă, ție ți arde de glume? De ce mai păcălim, mă? Dar de ce mai dau cu aia în cap? N-auzi, bă, că n-am vrut? Păi și că da, n-ai vrut, mai arată în cap, dracule, să-mi scos creierii din mine. Gata, cu violență, nu mai se discută. Ești tăiat pe lista de tutore. Cum să fiu tăiat, mă? Uite așa, te-am tăiat eu. Păi n-auzi, bă, că n-am vrut. Nu mă interesează, bă, faptele vorbesc, că am vrut, n-am vrut pe dracu, se piepte. Da, domn primar. Cum? Când? Acum vin. Am murit fericit. Pe pădrecu. Da, și vin. Pe pădrecu. Mi-a zis un prima să mă duc la Ardiles. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.